Alege să previi cancerul, vaccinează-te anti-HPV. Este semnalul de conștientizare tras de cadrele medicale de la Spitalul Universitar de Urgență București pentru toate femeile care trebuie să aibă o șansă împotriva cancerului de col uterin. Sunt peste 120 de tulpini HPV, dintre care 15 pot fi cauza cancerului de col uterin. Anumite tulpini pot provoca o serie de complicații și pot duce la cancer. Tulpinile 16 și 18 sunt responsabile de 70% dintre cazurile de cancer de col uterin. Există tulpini care nu duc la cancer, dar pot produce o serie de verruci sau condilome și devin mai ușor transmisibile. Deși se vorbește mai des despre asocierea dintre cancer și virus la femei, nici bărbații nu sunt ocoliți de complicațiile grave ale unei infecții cu HPV. România, din păcate, este pe primul loc în ceea ce privește incidența și mortalitatea prin cancerul de col uterin. Sunt 6 decese zilnic, peste 4300 de cazuri pe an, iar rata de mortalitate este de 6 ori mai mare decât la nivel european. Avem niște arme împotriva acestui virus. Și da, avem 3 arme principale. Primul, consultul ginecologic. Al doilea, screeningul. Iar al treilea, da, o armă recentă, vaccinarea. Pe lângă aceste 3 arme, efectuarea examenului Babeș Papanicolau anual, alimentația sănătoasă și respectarea măsurilor de igienă au un rol important în prevenirea cancerului de col uterin. Vaccinarea anti-HPV, mai ales că e și ziua internațională a anti-HPV, este, cred eu, un început pentru a arăta că vaccinarea anti-HPV trebuie să fie o vaccinare reglementată. Pentru că o problemă majoră este declararea acestor vaccinări în RENV, în Registrul Național de Vaccinare, deoarece știți bine că vaccinul poate fi făcut de orice medic care are competența să facă acest lucru. De fapt, noi aici, asta încercăm să creăm o linie în care vaccinarea să fie prescrisă corect, să aibă un fir logic și să ajungem la un final în care să fie și declarată în Registrul Național de Vaccinare. De la 1 decembrie 2023, femeile cu vârsta între 19 și 45 de ani pot procura vaccinul HPV prin prescripție de la medicul de familie cu reducere de 50%. Schema completă de tratament pentru persoanele cu vârsta de peste 15 ani presupune 3 doze, iar pentru cele cu vârsta sub 15 ani este de 2 doze. Cunoșteam de mult această problemă legată de HPV. Știu de vaccin de câțiva ani de zile. Am venit la spital în această zi ca să fac prima doză de HPV. În fiecare an, pe 4 martie, Asociația Internațională Papilomavirus marchează Ziua Internațională de Conștientizare a HPV, pentru a atrage atenția asupra riscurilor asociate infecției cu virusul papiloma uman și a modalităților prin care pot fi prevenite bolile provocate de acesta.